Salut, doamne, și bine m-am găsit la un nou episod din Learning Time. Da, cu siguranță ai intrat aici pentru că te-ai uitat în titlu și ai văzut că poți să faci un thumbnail pe telefon. Adică, serios, de ce ai face așa ceva pe un calculator? Așa că hai să mai stăm la discuție și să începem o dată. Aplicațiile pe care le vom folosi astăzi sunt Thumbnail Maker for YouTube și Pixelab. Cu siguranță prima voastră căutare în a face un thumbnail a fost Thumbnail Maker. Adică până și eu am făcut asta. Oricum, pentru cei ce vor să muncească mai puțin și să aibă un rezultat cât de cât decent, Thumbnail Maker este varianta bună. Dacă vreți să aveți un rezultat mai bun, dar să munciți puțin mai mult, eu zic că Pixelab este ceea ce vă trebuie. Dar astăzi le vom face pe amândouă, așa că hai să începem. Deci, după cum am zis, cea mai bună aplicație pe care o puteți folosi este Thumbnail Maker for YouTube. Așa că haideți să o deschidem. Și vă arăt așa. Această aplicație are două variante, varianta standard și varianta premium. Păi bine, eu am varianta premium. Și veți avea în descriere aplicația, link-urile, de fapt, către aplicația gratis și aplicația gratis piratată. Dar cel mai recomandat e să nu faceți asta. Așa că vom deschide aplicația pe Thumbnail Maker aici și vom vedea mai multe template-uri. Vom alege unul dintre aceste template-uri. Uitați, eu vreau să aleg template-ul ăsta cu două margini. Iar acum putem alege, apăsăm pe aparatul ăsta foto și putem alege ce fotografie vrem noi. Bun, deci eu am ales o fotografie cu Apex Legends pentru că eu sunt un streamer și fac stream și gaming cu Apex Legends. Iar acum eu pot să aranjez și să modific această poză exact așa cum vreau eu. Așa că o voi aranja chiar foarte, foarte frumos. Cât să încapă și să se și vadă ceva. Așa, uitați că o pot face și mai mică dacă vreau, ca să încapă cât mai mult în ea. Și dacă se poate, asta va fi poza aleasă pentru stream. Acum, noi putem să adăugăm o grămadă de chestii. Putem să adăugăm pe lângă astea, putem să edităm stroke-ul acesta, putem să-l facem mai mic sau mai mare, putem să punem un blur. Sau putem să îi alegem o culoare la acest stroke, dar eu voi rămâne pe negru. Acum, după ce am făcut, am ales template-ul și am pus imaginea, putem să o edităm, putem să îi atașăm un text. Uite, eu îi voi pune aici numele David.z, Radu.z, Gaming. Voi aranja frumușel textul. Îl voi pune într-o parte. Iar acum textul ăsta îl pot edita cum vreau eu. Pot să-i pun orice fond vreau, dar eu prefer să îl las așa. Putem să-i schimbăm culoarea și putem să-i punem și umbre, să umblăm la el cum vrem. Dar eu îl voi lăsa așa, putem să facem chiar și 3D dacă vrem. Deci eu îl pot face așa dacă vreau. Dar cel mai bine e să las la orizontala la 0. Bun. Acum, după ce am adăugat un text, putem să punem un sticker. Orice sticker vrem noi. Eu îi va alege... Ce să alegem noi? Iată că eu o să aleg acest YouTube sticker pentru că arată foarte bine și eu am să îl pun aici. Și putem să alegem o grămadă de alte stickere pe care putem să punem și alte texte opțional. Putem să căutăm fotografii, stickere, background-uri, orice vrem. Acum, mai avem și ultimele opțiuni. Putem să scriem, să desenăm, să edităm ceva. De asemenea, putem pune filtre pe poza adăugată. Uite, eu voi pune această poză cu răsărit care arată foarte bine. Așa, noi mai putem să ajustăm contrastul. Putem să ajustăm și luminozitatea și toate celelalte chestii, dar eu o voi lăsa natural. Putem să adăugăm și forme geometrice și tot. Și așa am făcut eu acest thumbnail în aplicația Thumbnail Maker. Putem să apăsăm pe această bifă din colț și a fost salvat
thumbnail-ul. Acum hai să vedem ce putem să facem cu aplicația Pixel Lab. Deja din câte v-am zis, Pixel Lab este o aplicație mai complexă care vă ajută să faceți totul mai manual și să alegeți totul mai așa mai cum vreți voi, să adăugați overlay-uri și tot felul de chestii mai interesante. Aveți dreptate, nu pot să aibă aceleași chestii. Deci aplicația nu poate să aibă aceleași chestii pe care le are cu stickerele alea și toate, dar are și a funcțiile ei bonus. În plus, totul este gratis și nu are nicio funcție pe care trebuie să o plătești. Acum voi deschide aplicația Pixel Lab și aplicația va arăta chiar așa. Noi putem să o întoarcem și pe laterală, dacă vrem, iar eu o voi face așa pentru că e cel mai bun mod de a o face chestia pe verticală. Bun, acum noi putem să ne alegem de aici orice template vrem, alb, cu new text thinner, shiny, reflect, old, ce vrem noi. Eu voi alege, de exemplu, asta, cu meme, pentru că este cea mai colorată și poți să faci cel mai funny thumbnail. De aici, putem să ne ducem la cele trei puncte din colțul din sus la dreapta și le vom apăsa. Și avem aici mai multe funcții. Noi vom apăsa pe Image Size și de la Preset voi selecta. Aici avem Custom Square Profile Picture, bla bla bla, putem să avem și Channel Banner, deci după cum știți, această aplicație mai are și funcția de a face un banner sau poze pentru orice. Dar eu voi alege YouTube Thumbnail. Și dăm OK. Acum, dacă vrem, putem să punem imagini, texte și așa. Uitați, eu voi schimba acest text. Voi scrie abonează-te. Și dacă vedeți acest videoclip, veți vedea de ce este acesta thumbnail-ul la acel videoclip. Abonează-te și nu ai thumbnail-ul ăla plictisitor, lipsit de viață și de culoare. Bun, eu îl voi pune chiar aici, în colț. Aș putea să mai micșorez puțin. Iar acum voi face un overlay. Poză tăiată în background eraser, despre care vă voi face în curând alt tutorial. Bun, hai, ne vom duce la acest plus. Și noi putem să adăugăm text, data curentă, sticker, forme, ceva din galerie sau un desen. Să desenăm noi ceva acolo, dar voi alege from gallery și voi alege eu o poză pe care o foloseam eu la canalul de gaming. Bun, putem să aranjăm și noi cum vrem. Acum, vă voi prezenta meniul. Aici avem layer-urile unde putem să punem dedesubt sau deasupra, dar eu le voi bloca ca să nu mai fugă. Și da, uite, voi mai aranja acest abonează-te și acum îl pot bloca. Acum, avem funcțiile astea. Text, formă, overlay și alte chestii, magii și toate trestiile. Deci, da, din câte vedeți, această aplicație are foarte multe funcții pe care le puteți folosi. Dar, deocamdată, eu îl voi lăsa așa pentru că îmi place. La secțiunea cu forma sau ce ați adăuga voi acolo, eu voi selecta poza și iarăși avem foarte, foarte multe funcții pe care, de data asta, vă voi lăsa pe voi să le descoperiți. Pentru că, totuși, eu pe voi vă învăț. Bun. Acum că am făcut thumbnail-ul, putem să apăsăm pe acest card de memorie. Așa, apăsăm aici. Save as image. Sau dacă vreți să mai continuați proiectul mai târziu, puteți să-l salvați ca proiect. Și să vă amintească aplicația Pixel Lab că aveți un proiect neterminat și dacă vreți să îl terminați. Eu voi da save as image pentru că am terminat proiectul. Mă voi duce la save to gallery. Și gata, imaginea s-a salvat. Păi, cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bușiți butonul like, să vă abonați și să faceți un mai prea acolo și un follow la contul meu de Instagram, dar vreau să-ți dau și un share, că v-a zis toată lumea ce fac. Hai, v-am lăsat, pa!